În acel timp, când a venit la Nazaret, Iisus le-a spus celor din sinagogă: adevăr vă spun că niciun profet nu e bine primit în patria sa. Ba, adevăr vă spun, multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni și a fost foamete mare în tot ținutul. Și la niciuna dintre ele nu a fost trimis Ilie, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în vremea profetului Elizeu, și niciunul dintre ei nu a fost curățit decât Naaman, sirianul. Auzind aceasta, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie și, sărind în picioare, l-au scos afară din cetate și l-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos. Dar Iisus, trecând printre ei, și-a văzut de drum. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Laudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Iubiți credincioși, uneori ni se pare că Dumnezeu ne cere lucruri foarte mari. Și uneori vrem să-L punem pe Dumnezeu să facă lucruri pe care le credem noi că sunt bune pentru noi, ci nu cele pe care Dumnezeu știe că sunt bune pentru noi. Un exemplu în acest sens este prima lectură pe care am ascultat-o astăzi, din Cartea a doua a Regilor, în care ni se vorbește despre un om de seamă, Naaman, sirianul. Unul care s-a îmbolnăvit de lepră și nu știa ce să mai facă, auzind că este un profet al Domnului, pe nume Elizeu, ce a spus: dacă nu mai am nicio șansă, ultima șansă mea este acolo. Hai să merg acolo. Și își făcea el un plan. Ce a spus: voi merge la acest profet și apoi va chema numele Domnului Dumnezeului său, apoi își va pune mâna pe locul bolnav și lepra se va vindeca. Adică și-a scris rețeta de acasă, mergând la acest profet al Domnului, pe nume Elizeu. Dar nu a fost așa. Elizeu i-a spus să meargă să se scalde de 7 ori în râu și lepra sa se va vindeca. A fost cuprins de o oarecare indignare. Cum? Atât de simplu? Asta puteam să fac și la mine. Unde era el acolo? Mare. Erau atâtea râuri în țara sa. Nu trebuia să bată atâta drum până la Elizeu ca să găsească acolo un fluviu în care să se scalde. Și Elizeu i-a spus: fă asta și te vei vindeca. Și așa a făcut și vindecarea nu a întârziat să apară. Iubiți credincioși, de multe ori ne se întâmplă și nouă să nu dăm importanță la gesturile mici pe care ni le cere biserica în numele lui Dumnezeu. Poate uneori ni se spune să ne rugăm dimineața, seara, să ne rugăm la prânz, la masă și spunem: n-am avut timp astăzi. Și căutăm lucruri dintre astea extraordinare pe care să le facem. Mergem în pelerinaje, mergem încolo, încolo, pentru că noi facem lucruri foarte importante ca Dumnezeu să ne asculte. Dar biserica ne spune să ai o viață frumoasă de rugăciune, trăiește în prietenie cu aproapele tău, spovedește-te, împărtășește-te, lucruri care sunt la îndemână. Noi spunem că nu. Păi, să fie atât de simplu, păi lasă că fac eu un pelerinaj la muntele, nu știu care. Mă voi ruga acolo unde s-a rugat și Iisus, ceea ce este un lucru foarte bun, nu? A merge pe urmele sfinților, în locurile în care a apărut Sfânta Fecioară Maria, e un lucru nobil, un lucru de lăudat. Dar unii se amăgesc că este suficient. Nu este suficient. Mergi, te scaldă de 7 ori în râu, cum spune profetul Elizeu, și vei vedea că vei avea mai mult folos decât să mergi odată la 10 ani într-un pelerinaj. Fă lucrurile acestea zi de zi. Roagă-te zi de zi. Participă la Sfânta Liturghie duminică de duminică. Ești în excursie, ești la mare, ești la munte, că-i vară, că-i iarnă. Mergi, nu lăsa liturghia deoparte. Păstrează sufletul curat, chiar și când ești în mijlocul, nu știu, păcatului, să spun așa, unei lume păcătoase.
Lucruri simple pe care, dacă le-am pune la inimă, vom avea un mare câștig sufletesc. Dar noi nu. Noi ne așteptăm să ne rugăm 10 rozare odată pe an, să facem de 10 ori calea Sfintei Cruci odată pe an, sau bine, am exagerat un pic, pentru a vedea cam cum, nu? Cum gândim uneori că am făcut destul pentru Dumnezeu. Sau tinerii o să îmbătrâne și o să am atunci timp să mă rog cât vreau. Fals, că mâine ți se va la viața, nebunule, îi spune Iisus în Evanghelia unuia care se gândea în felul acesta. Iubiți credincioși, ascultând această lectură din Cartea a Doua Regilor, să cerem Domnului harul ca în acest timp al postului mare să-L redescoperim în lucrurile mici din viața de zi cu zi. Să nu tindem la lucrurile mari, că dacă vom fi fideli în lucrurile mici, ne vom bucura la fel de mult și de lucrurile mari. Dar dacă nu ne vom bucura de lucrurile mici, cum vom spera noi la lucruri mărețe? Lăudați să fie Iisus Hristos!